seara sunteți împreună cu Alex China Birta și Carmen Lidia Vidu la ultima reprezentație a spectacolului Micu Prinț la Teatrul Odeon, Sala Studio. Pe când aveam 6 ani, am văzut odată o imagine nemaipomenită într-o carte despre pădurile virgine și care se numea Întâmplări trăite. Imaginea reprezenta un șarpe boa care înghițea o fiară. Iată copia desenului. M-am gândit mult atunci la aventurile junglei și, la rândul meu, am reușit cu un creion colorat să fac primul meu desen care arăta cam așa. E destul de trist având în vedere că eu, sincer, cred că am jucat spectacolul ăsta de mai mult de 500 de ori pentru că repetițiile și așa, și e destul de trist să mă gândesc că nu o să mai vin aici în fiecare săptămână sau de 2 ori pe săptămână chiar și că nu o să mă mai întâlnesc cu oamenii pe care îi întâlneam de obicei aici și că nu o să mai fie momentul ăla în care mă scoală de dimineață și să-și face nu, de seara mi-e gustez mor. O să fie dor, pentru că mi-a plăcut și pentru că a fost o experiență absolut genială. Apă de cod, abia de aveam pentru 8 zile. Am adormit deci prima seară pe nisip, la 1000 de kilometri de orice pământ locuit. Eram mai izolat decât un naufragiat pe o scândură în mijlocul oceanului. Vă imaginați atunci ce surpriză am avut când în zorii zilei m-a trezit o voce simpatică. Auzi? Te rog, desenează-mi o oaie. Poftim? Desenează-mi o oaie. Cum a schimbat? Păi, acum cam știu că vreau să fac actorie sau vreau să mă duc. Ai zis că nu o să faci asta. De ce? E rău? Nu, dar așa ai zis că sigur nu o să fii actor. Orice, dar nu actor. Așa ai zis. Ba cu câte personalități? Cu câte personalități? Cu 2 ani, nu știu de cât te-ai putut schimba. Nu știu. Nu, acum știu sigur că vreau să... Dar nu spune clar. Eu actor niciodată, mi-e foarte clar. Nu că îmi place, dar nu am nicio legătură. Sigur nu actor. Mai jură? Da. Așa ai zis. În fine, continuă, iartă-mă că te-am... Nu-i nimica. Mă redescoperi, ok? Dar da, acum știu sigur că vreau să fiu actor spre deosebire de acum 2 ani. Da. Foarte mult nu cred că m-a schimbat, adică probabil că m-a ajutat cu seriozitatea, presupun, deși eu sunt exact în general opusul cuvântului serios, dar probabil responsabil și cred că atât, adică nu m-a schimbat foarte mult, cred, sper. Florile își cresc spinilor. De vreme de ani, o iau nevăduri și florile. Nu este atunci foarte serios să încerci să înțelegi. De ce? Ele se strugesc atât de tare. Să-și crească spinii, că nu le folosesc la nimic. Nu mai serios decât adunările domnului cel roșu. Și dacă ești un fraier, unică în lume, ce nu există în altă parte decât pe planetate? Pentru mine a fost în 2 etape. Prima când am aflat că... De fapt m-a sunat doamna Dorina și mi-a spus că mi-a trebuit să vorbim. Niciodată nu e început și, bun. Da, mă gândeam că... De fapt, nu m-am gândit la nimic și mi-a zis, știi că tu mi-ai promis că o să mai faci un spectacol aici. Și am fost foarte încântată.
Și am zis, hai să renunțăm la Micul Prinț și să te apuci de al doilea spectacol. Și zic, tate, ce să facem asta? Păi, tu l-ai mai văzut pe Alex în ultimul timp? E imens, i s-a schimbat vocea, e alt om, nu mai e copil. Și am zis, da, l-am văzut și într-adevăr s-a schimbat, dar se joacă o dată sau de două ori pe săptămână, cu casa închisă, întotdeauna a fost sala arhiplină, adică ține încă. Dar s-a considerat că totuși nu mai are caracterism, mai ales că apare și videoproiecție și e o diferență destul de mare din punct de vedere fizic. Apoi m-am obișnuit cu ideea și în momentul în care am venit aici, era încă sala nearanjată și am rămas singură aici și domnul a început să coboare becurile și plasatoarea a aranja scaunele și m-a întristat foarte mult. Am devenit tristă așa, pentru că prima dată a fost mai mult o chestie de orgoliu sau nici nu știu dacă orgoliu sau cumva, o supărare așa. Dar acum e o tristețe personală, chiar îmi pare foarte rău că se întâmplă asta. Mai ales că e frumos și Alex și decorul și oamenii de aici. Chiar regret, dar ce să zic, sper să ne mai revedem în alte spectacole. Cam asta simt acum. Îmi pare rău. Să fii aici. Da. Te iubesc. Dacă n-aș știut nimic din toate astea, din vina mea, da. Acum nu are nicio importanță. Tu ai fost la fel de prostul ca și mie. O să mă gândesc că e ultima oară și cred că o să, către sfârșit, o să se vadă că e ultima oară, în sensul că... În ce sens? Păi presupun că pot să se acumuleze mai multe emoții și... Crezi? Da, eu așa cred. Adică eu nu plâng în public, dar toate au început. Dar la Arad ai fost emoționat când ai jucat? Da. Da, la Arad am fost emoționat, dar nu așa tare pe cum sunt. Da? Zic eu. Ai jucat foarte bine la Arad. A fost reprezentația cea mai bună pe care am văzut eu. Păi, mi s-a mai spus că lucrez bine sub presiune. Da. Așa că, probabil că de asta. Noapte bună! Noapte bună! Ce pare de-am văzut? Africa. Deci nu există nimeni de pământ? Aici e deșertul. În deșertul nu e nimeni. Păi pentru mine, adică pentru mine personal, Carmen înseamnă foarte mult. Adică eu, pur și simplu, eu de când eram mic eram ceva de genul, dacă voiam să le spun prietenilor mei de o întâmplare cu Carmen, tot timpul spuneam regizoarea mea. Absolut tot timpul, pentru că eu nu știam cum să spun altcumva. Adică, da, regizarea de la Teatrul Odeon, care a regizat Micul Prinț, nu, spuneam regizoarea mea, pentru că era mult mai simplu și era mult mai direct și exprima exact ce simt. Și pe lângă faptul că am învățat enorm din repetițiile cu ea și pe lângă faptul că din momentul 1 am devenit prieten și am cam lăsat formalitățile, a însemnat foarte, foarte mult pentru mine, din multe puncte de vedere. Deci, eu așa zic, o să rămân prieten. Da, rămâne stabilit. Păi, Alex, nu știu, Alex a fost foarte serios și matur așa de la început. Zice el că e dezorganizat și poate e în viața de zi cu zi. E foarte posibil, habar n-am. Dar la repetiții a fost foarte organizat și foarte minuțios și tot timpul își făcea temele și
Cred că nu ne-am certat absolut niciodată, chiar dacă am avut mici reproșuri. Dar cred că nu ne-am certat niciodată. Apoi am venit la multe reprezentații la început. Am avut anumite temeri și vreau neapărat să văd cum este. Și deci am ținut legătura imediat după premieră. Știu că am mers la bazin împreună. Exact. Nu știu, vorbeam destul de mult, chiar ne-am împrietenit. Era și singurul actor. Da, exact. Și asta a fost un... Și dacă eu sunt sau am fost regizoarea lui, el e prințul meu și știu că tot timpul așa i-am... Nici nu-i spun Alex. Chiar m-am blocat astăzi când l-am văzut, fiindcă am avut așa un moment, oare cum îl cheamă? Iartă-mă, da. Știu cum te cheamă, dar tot timpul îi spuneam prințe. Și când îi scriu SMS și când vorbesc cu el, e prințul. Și e povestea mea. Nu știu, acum e așa, ciudat să fac declarații și, dar e prințul meu. Tu nu ești pentru mine decât un băiețel care seamănă cu alți 100.000 de băieții. Tu nu înseamnă nimic pentru mine și nici eu nu înseamnă nimic pentru tine. Eu sunt doar o vulpe care seamănă cu alte 100.000 de vulpi. Dar dacă mă vei domestici, atunci vom avea nevoie unul de celălalt. Acum sunt a 8-a și la sfârșitul anului o să dau minunată și superbă pe valoare națională. Cum ești la matematică? Și după cum spuneam, o să dau evaluarea națională. Cum și e? Mai bine? E mai bine decât cum era. Și da, cam asta o să fac. Învățat. Trebuie să înveți. Păi știu că vezi că actorii nu prea învață. Și e destul de slab la capitolul cultură generală și unii chiar sunt prostuți. Să nu mergi pe linia aia. Eu nu sunt așa. Da, păi ar fi fain să fie o generație din asta un pic mai nivel. Gânditoare. Exact. Ok. Da. Bun. Se face. Mersi. Toate găinile seamănă între ele. Toți vânătorii seamănă între ei. Și mă cam plătisesc. Dar dacă tu vei domestici, viața mea va fi cu totul alta. Mai luminoasă? Lucrez la proiect, adică spun că am și vorbit cu doamna Dorina, am avut deja niște întâlniri de lucru, dar nu sunt acum pe... adică premiera nu va avea curând, știu când a fost bătută în cuie oarecum, dar pot să spun celelalte proiecte la care lucrez, la asta nu am superstiție. Lucrez pentru Astra Film Festival care împlinește 20 de ani, un festival de film documentar internațional, are loc la Sibiu, motiv pentru care o să fac filmul aniversar, prima oară când o să semnez regia unui film, pe lângă pachetul care conține spot pentru junior și spotul festivalului și afiș și așa mai departe, și tot felul de clipuri. Formația Noblesse Oblige, am făcut un videoclip pentru ei și de-abia anul ăsta lansează albumul, au deja scos primul videoclip și urmăm noi, cei din România, respectiv eu ca regizor și echipa cu care am lucrat, Dani Ionuță, Horațiu Lazar și Cristina Baciu. Și cred că o să fie o chestie destul de tare așa, fiindcă videoclipul a ieșit foarte bine. Și mai particip cu alte, nu știu, la Naunes cu un videoclip, iarăși așa, o platformă internațională și probabil o să merg și în Berlin, o să iau parte la o platformă din asta pe vizual, cu regizor, coregraf și așa mai departe. Deci sunt destule proiecte anul ăsta care sunt în afara teatrului, dar eu îmi doresc foarte mult să fac teatru, îmi doresc foarte mult să fac un spectacol cu Vali Seciu. Asta spun fiindcă nu am text, n-am nimic, dar îmi doresc foarte mult să fac un spectacol. Și, nu știu, de fiecare dată când mă îndepărtez de teatru, am impresia că merg într-o direcție greșită, apoi încerc să-mi spun că, de fapt, mă îmbogățesc, că, de fapt, învăț să fac mai multe. Când mă întorc în teatru, am impresia că nu se merită, că e, nu știu, că e la nivel mic,
Și după aceea zic că plec din teatru, iarăși fac alte proiecte vizual sau festivaluri sau se întâmplă evenimente, regizez și iarăși mi se face dor de teatru, așa jonglez între... Sunt foarte inconsistentă, nu știu exact dacă sunt în direcția bună sau greșită, dacă mă dezvolt sau de fapt scad ca nivel. E destul de dubios, ca să spun așa, ceea ce simt, dar e important să nu stau și să gândesc, că dacă gândesc, intru într-o zonă din asta care nu-mi face bine și atunci încerc să muncesc mult, mult, mult. Și asta fac. Cam astea sunt planurile mele. Baftă la examen. Mersi, dar crezi că stai la spectacol, da? Bun, așa. Și la spectacol. Uite și pe Dan, Ionita. Hai să salut și tu echipa. Și mulțumim echipei de la Don. Foarte, foarte, foarte mișto echipa. Da, foarte. Sincer. Dacă atunci vine la voi un copil, dacă râde, dacă are plete de aur, dacă nu răspunde la întrebări, vezi ghici prea bine cine este. Și atunci, fiți drăguți, nu mă lăsați să fiu trist. Scrieți-mi repede